Coborâți-vă așteptările. Bine v-am regăsit, dragi oameni buni, și bine ați revenit la un simplu podcast cu Bordea și Cortea din nou împreună. De ce am mască, mă întrebați? Pentru că terminatul ăsta a avut COVID. I'm a sea, motherfucker. I was sivuit. Și cică, I was infected. Și cică nu mai are, doar că eu n-am încredere la în terminatul ăsta, ceea ce nu vă recomand nici dumneavoastră. N-aveți încredere nimic din sunt ceea ce spune. Sunt un infect, frate, toată viața am fost și azi să-mi dați dreptate. Poți să vorbești în direcția aia, te rog. Ok, ok. Dar vreau să fac o remarcă, mulțumesc frumos că mi-a ridicat la fireu acest remarcă. Și acum apasă de la relucordea creu și... Deci vreau să fac o remarcă în ceea ce privește altă remarcă. Remarca în ceea ce privește altă remarcă în felul următor. Dacă tu ca cetățean crezi că sunt persoane publice care și-au luat bani de la stat ca să zică că are COVID... Ești foarte prost! Mulțumesc frumos! Trecem mai departe la bluza zilei. Bluza zilei, vine Cătăline, din Pașcani. Cătăline, bă, dar eu am crezut că asta e o glumă, jur. Frate, ce-ai că... cumpărat casă al alteri? În cișmigiu... În mijlocul cișmigiului. Unde vreți casa aia? În mijlocul cișmigiului, am făcut elicopterul frumos, așa, niște porci dresați care dansau în tanga când m-au privit acasă. Setate foarte dubios astea. Uite. Vezi păi să se simte dacă răsupli greu. E foarte ciudat. Dar eu asta am crezut că e o glumă, sincer. Chiar am crezut că e o glumă care nu mai știi acum pe net care e informația reală și care nu. Și cumva trebuie să... Mi se pare că... Doar aici adevărul. USP! Ciuma roșie! USP, adevărul. Să nu le fac reclamă ăstora care n-au găsit de cuvință să ne sponsorizeze și pe noi. Dar ne-au dat astea gratis. Bem porc cola. Mamă, nu mai fă... Cumva de pe net eu mi-au informațiile în sensul că îmi dau seama că o informație este proastă, în sensul în care mă asociez cu ea. Da, ceva de cel, adică eu aș crede asta, e proastă. Cumva dacă pare o știre pe care am gândit-o eu în balcon, e proastă, adică e falsă clar, știi? Da. Adică la modul ăla. Ceva de genul dacă eu aș fi adică sunt, da, cum sunt eu, știi? Și dacă aș vedea la televizor niște vedete care spun că au contactat virusul. Contractat. Au făcut contract cu domnul virusul, COVID. Da. Aș zice la un moment dat, dar la așa, la un șpriț, aici, tași mă că am luat bani, ca să zic asta, băi, uite-mă. Știi, dar aș lăsa-o așa. Și cumva, eu așa mi-imaginez că cineva în spatele meu... Send. Serios, deci cam așa fac eu diferența între știri false sau nu. Dar cum? Cum te contactează? Cum îți sună telefonul? Și cineva zice, bună ziua, de la Guvernul României suntem. Doamna Feli? Da. Doamne, creioane colorate aia ne-a rupt pe toți aici. Hai, Cătăline, știm cu toții că la întâlnirile alea voastre de iluminate masono-existențialiști. Masono-gel. Acolo vă înțelegeți totul, nu există nimic scris, totul e din vorbă. Nu am voie să divulg nimic despre aceste înțelegeri. Regula 1 în Fight Club, do not... Toc, m-am zis, ați bătut un ochi. Do not suck a cock. Oh, wait. I'm sorry, I broke the rule. Deci, încă o dată. Asta e părerea mea, e doar părerea mea. Dacă crezi că cineva și-a luat bani să zică că are un virus mortal care circulă pe planetă, ești foarte prost. Mamă, zici că e de Halloween. Bă, dar, serios. Deci a fost genul de chestii pe care am auzit-o. Și la mine, mi s-a întâmplat și tu a trimis coment. Tu încă ai nasul înfundat firea, dracu de janghină. Fai. Dacă, să fie lumea martor, dacă păstă o săptămână, în următorul vlog o să fiu... Ăsta, îți cer bani, atunci chiar trebuie să iau bani. Cum ar fi? Firea la dracu, nu mai vorbi cu... Să fii singurul prost care n-a luat bani. Ai luat COVID fără bani, handicapatule. Oh, Doamne ferește. Da. În același timp, just a fost o remarcă, serios, și de acum o să încep să fac o treabă. Fuck the future, în sensul că să-ți faci griji și o să zic ăștia peste 10 ani, mă doare în tot curul. M-am enervat atât de tare zilele astea, vorbesc serios, că nu mai ai voie să zici anumite chestii și m-am enervat și eu o să zic tot ce-mi vine în cap, înțelegi? Carantina aceasta m-a schimbat, domnul Nelu. Uite,
Țin să spun că ești un bărbat foarte atrăgător. Chestii pe care o să o regret după 10 ani de zile. Țin să spun că... Mă duc să dau un pic mai jos microfonul până mănânci tu căcat. Iată. Dar, doi la mână, trebuie să începem să dăm nume. Adică să nu mai căcăm pe noi, să ne ferim, să nu știu ce. Ți-am zis data trecută că o să-ți povestesc cum am cunoscut cu... Jador, da. Acum, în primul rând. Acum, nu știu dacă așa-l cheamă. Ba da, mama lui a zis Ciprian Jador Vasile. De serios, chiar nu știu dacă așa-l cheamă. Da, Ciprian. Că pe Bono îl cheamă Bono. Dar cum? Păi și pe Eminem îl cheamă Eminem Marshall Mathers Slim Shady. Toate numele să Eminem Marshall Mathers Slim Shady. Serios? Da. O mică paranteză. Dr. Dre, așa e numele de familie, Dr. Apropo de nume. Și Dre, i-a zis măsa că măsa avea o problemă, zice Dre. Am întâlnit o domnișoară de tâțe mari, da, așa, care și-a înregistrat numele ca marcă. Deci tu poți să faci căcatul ăsta. Tu poți să-ți înregistrezi numele ca marcă. Să nu mai dea nimeni numele ăla al cuiva? Sau? Nu. Sau e firmă? Nu. Și de fiecare dată când cineva îți folosește numele tău la modul... Nu zice că n-avem bani. Tu în gură pe Nelu Cortea, e denigrare pe produs. Înțelegi? Adică eu nu pot să spun pe post, pe TV sau pe așa, să zic cât de nasol e un suc și să dau numele sucului. Înțelegi? Adică dacă... Tu îți înregistrezi numele, că și eu vreau să fac. Faci și mă-mi doi treaba asta? Super, așa? Tare. Dacă tu îți înregistrezi numele... E produs. Eu o să zic doar așa. Ați văzut cât de prost e Ardeleanul ăla? Înțelegi? Ăla de lângă mine? Tâmpitul drecu. Dar nici n-am voie să arăt, înțelegi? N-am voie să arăt. Ăla cu... Mamă, ar fi tare să-ți faci la dodoașcă așa, dacă tot e. Să-ți faci marcă înregistrată. Să nu vorbească nimeni de dodoașca ta urât. Păi da, trebuie să dai un nume și să-i pui o poză. Păi trebuie să-i pui poză. Da, mă, trebuie să trimiți căcat, trebuie să trimiți CNP-ul tău. Ce? Altă ce mică fi să fie de la registrare mărci. Mă, ce? Haideți, doamnă, că se vede. Haideți, doamnă. Că nu mai pot să mă dau înapoi jos. Să-mi la picioare la fost. Nu mai la usă pe NV Scratch live aici. Doar aici, în podcastul ăsta mi-am arătat pizda. Așa, bun, trecând peste. Pare capul. Am făcut o mică paranteză. Ce bine îmi pare că nu facem asta online și suntem aici unul lângă altul. Pentru că de departe te văd mai inteligent. Dar aici... Aici lângă tine. Mi-a pune mâna. Așa, bun, fii atent. Facem altă mică paranteză. Stau și eu cu de asta. Că vorbeai de dodoașcă. Ce te-am atins? Kim Kardashian. Așa. Scoate Kardashian. Kardashian. Kim scoate pizza. Nu, are un body, scoate un body care se numește și cu un body and soul. Body de copii sau de care? Numai nu, de femei, mă, de femei în toată... De înotat de ăla? Numai nu, un body, cumva, nu știu exact să te explic, că m-am văzut că se uita nevastă mea. Ia că cauzi, cum îi zice, Kim Kardashian body. Body X. Stai așa că o sun pe nevastă. O sun pe Kim Kardashian. Nu, mă, cred că caut, că găsesc. Kim Kardashian body. Nu mai suna, mă. Stai, mă, un pic, că știe ea. Nu, mă, că e ocupată cu... mi-a apărut corpul ei. Livia. Cum se numește body ăla de la Kim Kardashian? Skins. Nu? Cu M. Skims. Solution for everybody. Ok, bine. What the te pup, fuck? Pupișori. Pa, 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 iubire. În caz că uit, în caz că uit să pun ăsta pe ecran, ceea ce e posibil că sunt obo, skims.com. Skims, da. Așa. Deci e un body, nu știu exact cum care proced, ce face, nu știu ce. Cred că te subțiază ceva, te suge, sunt niște budigăi așa. Te împinge în tine așa, te împinge. Budigăi care te strâng, gen? Da, un fel de budigăi să-ți țină burta la locul ei.
Adică a, cumva... să nu plece iar să de nebună să, te, să nu te desfășori, da, când te duci undeva. High Waisted Bonded Thong. Ok. 68 de dolari. 68 de dolari. Da, e foarte scump, dacă e foarte, că e din piele de crocodil orb. Bun. Și fii atent, șmecheria. Acum, Kim, așa. Kim, așa. Scoate un Skims de ăsta cu loc de pișat. Adică pentru femei, zici. Pentru femei, da. Înțelegi? Adică au Dar astea se lipesc pe piele ca să nu le pot da jos. Bă, nu, dar sunt foarte greu de dat jos, știi? Adică dacă o trece, dacă o trece Kishalău, cum ar veni, știi? Kim Shalău. E foarte greu pentru o femeie să ducă să dea ăla jos și să se chișă. Așa că Kim, care e un geniu, s-a gândit, a făcut găurică pentru găurică. Dar e bună și pentru altceva. Da, e bună pentru orice chestie. Dar fii atent, șmecheria. Cea mai Dar fii atent, șmecheria. Cea mai grea treabă din toată treaba asta a fost să măsoare mai multe păsărici. Am zis pizdă de două ori în podcastul ăsta până acum, dar acum nu poți să zici. Tu ești partea întunecată. Acum nu poți să zici. Deci, am măsurat într-un într-un centru de cercetări ale pizdii. La CCP. Nu mă supărați, unde lucrați? La centru de cercetare a pizdii, dragul meu, cercetăm zilnic. Sau CCP. Așa. Și acolo cumva, dar n-a ținut, n-a dat foarte multe detalii, măsurau mai multe crăpături de lungimea ei. Cât să facă de lungă crăpătura. Dar la unele e până în partea aia altă sau cum? Păi asta e toată treaba, cumva ia împreună cu cercetătorii de la Institutul Pizdii. Au măsurat cât trebuie să măsori ca să faci așa o statistică, habar n-am. Adică faci o medie, tot măsori la ele, da. Tot, mamă, tot măsori la ele. Cu ăla, uf, 23, da, 24. Da. Oale, dar cine are mulți prieteni? Dar nu se măsoară ca la noi, știi, că la noi când măsori o așa, tu o măsori, îți împiși cu ele în spate, știi? Nu? Când... Ce faci? Nu țin... Adică când pui metru, când pui metru, dai metru. A, ca să... până la cur. Până la cur. Eu am 38. De la... Am și curul foarte sus pe spate, ce-i drept. Înțeleg? La ele nu e așa. Dar asta mi se părea foarte interesant, că Kim, care e un geniu, a stat și a măsurat mai multe dodoaște ca să facă o gaură perfectă. Înțelegi? Gaura universală. Ar putea să o facă mai largă de la început, adică o gaură... Păi de ce să faci asta? Că te trage curentul la fund. Păi da, chiar și pentru caca, nu? Doar pentru pipi? Păi dacă face caca, n-are doar pentru pipi. Păi și da, caca... Da, pe femeia caca. Nu face caca. Nu face caca? Nu. No. Adică înțeles. Chiar s-au prezentat... Hai, comentați jos, fetele care fac caca. Toată... Chiar s-au prezentat și la centrul de cercetări a CCP. S-au prezentat toți de femei. Nu, acolo, una nu s-a căcat. Acolo e CCC, centrul de cercetare CCC, a curului. Da, da. De unde am pornit? Stai așa că am făcut paranteză peste paranteză. Îngăoasă. Habar n-am de ce la făcut King Kardashian. Kim Kardashian cu Dodoașca. Cu Dodoașca. Așa. Ești prost. Ai avut COVID, dar nu știu unde am plecat. Uite, vezi, ai sunat-o pe nevasta și te aștești memoria, frate. Asta bă, dar ce paranteză am făcut, bă. Skims TV. Aoleu, așa, aia nu contează. Skims TV. Hai că așa, gata, știu. Dar nu mai știu de unde am pornit. Mă rog, nu, cu unde am pornit, mă? De în tot direct, respectiv Morlaca. Mă rog, nu contează. Ideea e felul următor, că m-am gândit zilele astea la o treabă. Eu cred că atâta timp a devenit o chestie în România. Că tot vorbeam de Kim Kardashian. Kim Kardashian era criticată la un moment dat în America cum că ea nu face nimic. Că ea este celebră, că e celebră, cum ar veni, știi? Adică, așa e, ea că așa da, e familia ei de Kardashian ceva, da, că care niciunul fac nimic, le-a făcut emisiune. Așa. Ei, ea este o persoană vie și cu un suflet mare, înțelegi? Acum sunt influențat treaba asta că am văzut un documentar. La cur te referi? Sau la ce? Nu, are așa. Are și una și alta, poate, nu știu. Dar. Ea e cu Kanye. Cu Kanye, da. Kanye, mamă, Kanye. Nebune Kanye. Este. Mie mi se pare că în România acum se întâmplă o treabă.
Se întâmplă ca oamenii să își petreacă mai mult timp fiind celebri, înțelegi? Adică să arăți că ești celebru decât să chiar să fii. Nu știu cum să te explic senzația. Adică full job time-ul meu, job full time job-ul meu e să-ți arăt ție, muritorul pulii, cât de celebru și interesant sunt eu. Deci asta e ce fac eu de dimineață când mă trezesc până noaptea când mă culc, e să-ți arăt ție chelea penisului cât de celebru sunt eu. Înțelegi? Deci a devenit cumva tu nefiind neapărat celebru. Gândește puțin că acum dacă scoți o piesă trap, da? Iei ochelari lui maică ta și ți-i pui pe ochi, ești trapper, nu știu ce. Și după aia tu până la următoarea piesă sau ce căcat faci tu, tu ești mega celebru, înțelegi? Pentru că ai fost luată în trending, da? Și tu de la piesa A până la piesa B ești mega celebru. Și asta tot ce faci. Piesa e de căcat, piesa asta e de căcat, dar tu între ele o arzi. Trebuie să te comporți. Asta e nașpa, apropo de era internetului, pentru că se uită direct la ăia care chiar sunt celebri și chiar fac, să zic, o piesă trap și au sute de milioane de view-uri. Da. Și se comportă exact ca aia. Oh, bro, n-am treau, bro, eu să da, aici pot treabă. Da, da, pă. Tu nu ești de acolo, înțelegi? Știu. Adică dar ei au impresia că dacă se comportă așa o să ajungă așa mai repede, probabil, da, sau mai ușor. Dubioșenia și întrebarea mea e de ce se cere asta la noi? Eu asta nu înțeleg. Sau de ce funcționează asta la noi? Bă, nu știu cât funcționează sau nu. Ideea e că majoritatea oamenilor realizează, bă, ești celea pule, stai da, dracu da, acasă. Totuși, gândește puțin, adică de ce oare e fascinant pentru oameni să se uite la tine că porți chestii pe care ei nu o să le aibă niciodată? Eu asta, deci să mă apuc că înțeleg. Deci asta e, un pic, e ca și cum aș urmări eu pe unul care tot ce face el toată ziua e să-și arate dita pula. Pula mea la Hațec. Astăzi, pula mea la Bran. Astăzi mi-am scos pula afară la lac. Ia uitați-o cu mânoată. Da, exact, da, da. Adică, ia uite, monstru din loc, da, nu e pula mea. Asta întotdeauna a fost, mai ales la Cocaleș, chestia să arăți cât de șmecher ești tu față de restul și restul moritor și tu ești șef. Bun, de șef, ok, treaba ta. Tu poți să arăți cât de șmecher ești tu, dar de ce mă uit eu? De ce mă uit eu? Adevărul, da, adevărul e că problema e la ăia sărași care se uită la terminații ăștia care îi împing din spate, haide, și mult, majoritatea, am observat că majoritatea se uită, ia uite-l mă și pe terminatul ăsta, dar se uită în continuare. Bă, lasă-mă, nu, știu, mă, bă, știu. Asta e ca aia cu manelele, n-au doar că mă îmbăt, bă, ascult manele, mă, nu, hai bă, termin cu prostiile astea, că nu poate un Lino să aibă nu știu câte sute de mii, înțelegi? What the fuck is Lino Lino? O să afli la un moment dat, când o să vină peste tine. Hai Lino, dar... Lino, Lino la mine. Dar n-are cum, vorbesc serios, n-are cum. Înseamnă că pentru poporul ăsta sau pentru puștimea din ziua de astăzi, așa, este o formă de sadism sau, nu sadism, cum se numește aia când îmi place să mă chinui, căsnicie, nu, cealaltă masochism. Așa, bravo, un fel de automasochism, să mă uit la unul care poartă căcaturi pe care eu nu o să le am niciodată și care se dă niște mașini pe care noi eu nu o să le-am niciodată, e într-o casă, e într-o femeie unde nu o să intru eu niciodată. Da, mă, da, mulți se uită la asta, ca, sperând că la un moment, cumva, tu sper, orice om speră ca la un moment dat să facă bani, să fie totul bine și cumva poate te uiți să vezi cum ar trebui să faci dacă ai bani. Da, dacă eu ai... nu cred că catul ăsta sinistru, că aspirațional, domnule. Că aspiri. Du-te, bă, de aici. Bă, domnule, ok, eu încerc să, eu mă gândesc, na, eu vreau să și de unde am pornit, bă, cum l-am cunoscut pe Jator. Gata, o să aminte, da. Da, lasă că povestesc mai încolo. Deci, ok, dacă e aspirațional, da? Vreau să văd o treabă. La sfârșit de an, Lino, Mino, Kikichanga, înțelegi? Să vină cu trei oameni care au reușit în viața datorită lui. Adică vreau să văd trei înregistrări, cu unul de la Dodoașca de Vale, din Videle de Mijloc și Pampițoiu de dracu să mai ia al sat, înțelegi? Să zic că uite de unde am pornit și unde am ajuns, am pus mâna pe carte, am furat mașina lui tata, am plecat în străină, ceva, habar n-am. Da, bă, e un pic, e ciudat, mintea omului e ciudat și plus că, repet, eu tot am zis și zic în continuare de... Că
Bă, când te uiți, te uiți la ce aleg oamenii, la ce la trending-ul fucking, uite, trending român, dacă te uiți la trending-ul românesc de el știu. Să mă bată, deci eu, deci deja Bogdan de la Ploiești, X Zani, obsesia, da, bă, Dani Mocanu, bă, Coarda, uite, bă, e bă, face sport apare. Maneaua întotdeauna a fost după colț. Maneaua întotdeauna a fost salam. Acolo. Maneaua l-a plecat niciodată. Mâncați aș hazul. Mâncați aș hazul, da. Ca huraganul. Da, da, Iuli da. Neamțu, ți-ai da. Pus pe buze dulceață. Da, da. Connector, n-are rost. Abi, nu te du mai departe. Florin, nu te du mai departe. Jador că... și Costi. Așa, de la cum l-a cunoscut pe Jador. Și așa. La al optulea, Smiley, Delia, ne vedem noi. Ne-am adus aminte, bă, că poți să se înregistrezi numele. De aici a pornit, de fapt. Deci a fost așa. Deci stai, mă, că a fost wow, așa. Suntem atât de concentrați, mâncava și gura voastră, știu, și avem continuitate. Deci a fost așa, incredibil. Jador, poți să registrezi numele, Dodoașca studiată la CCP. Și ne-am dus am ajuns aici la o chestie chiar filozofică, în sensul că de ce masochismul ăsta există, de ce mă uit eu la anumit. Bă, eu mă uit, de exemplu, uite, facem o treabă. Eu pe Instagramul meu urmăresc niște oameni care chiar mă, cum zice, mă motivează, mă inspiră, înțelegi? Inspiră. Da. Bă, mă uit la oameni, comedianți, bineînțeles, mă uit la actori, mă uit la cântăcioși, mă uit la tot felul de chestii. Te uiți și la orangutan, las. Nu mă uit la, chiar nu mă uit, chiar nu mă uit. Pentru că te enervează la un moment dat. Adică, bă, câte cururi faine să ai, mă! Da, serios, ți-am zis! Ești chiar nesimțit! Eu nu mă uit la ăla cu pula mare, înțelegi? Nu mă uit! Pentru că mă enervează la un moment dat. No. E o chestie la care eu nu o să... Pentru că tu zici, bă, e inspirațional. Bă, dar eu, pe aia că mă uit în spate. Dar eu vreau să cred că nu crește. Exact, adică nu-i de ajuns doar să mă uit pe Instagram să zic, vai ce mi-aș dori, vai ce mi-aș dori, vai ce mi-aș dori, vai ce mi-aș dori. Nu se întâmplă nimic. No. Plus, doi la mână, că de aici era toată treaba, că eu noteasem în telefon, pentru că am visat treaba asta. Atâta timp cât îți petreci tot timpul fiind celebru, între ghilimele fiind, nu mai ești tu. Nu mai trăiești. Da, chiar. Viața ta da, chiar. Aparține celorlalți. Exact, exact. Viața ta virtuală n-are nicio legătură cu viața ta reală. Nu mai fi prost. Fii real. Fii real. Fii terminat. Fii real. De fapt. Pentru că problema este că s-ar putea să te regăsești fix când te lasă publicul de izbeliște, înțelegi? Deci publicul tău care se uita la puterea amorului sau la ce pula mea se uita, înțelegi? Există, coaie, trebuie să deschizi televizorul. Așa? Te lasă de izbeliște, că apare altceva, înțelegi? Nu mai e puterea amorului, e aoleu, coaiele mele, ceva, știi? Da. Mai mulți oameni cu coaiele pe masă și dau cu așa și care zice aoleu, coaiele mele, pierde. Lasă, care frate, nu? N-ai văzut-o și concursul ăla de strivit pepeni cu țâțele? A, da, e șmecher ăla. Gândește, coaie, că ești în trafic, în pula mea, da? Și este nevasta și fute o țâță în capotul ăla. Să trească la... Nu, să iei peste ochi, să ajungă la spital. Ce-a spus? Să-i dea o țâță fix în bot, așa, să-i sară ierbe cu pula mea. Te mai lești de iubitul meu! De unde a pornit? De la așa, gata, Jador, știu. De așa. La înregistratul Dodoaștei, la... Gata, știu. Așa, gândește, dude, că e foarte deep asta, să-mi bap pula, e foarte deep. Gândește că la un moment dat oamenii te lasă, da? Și că nu faci nimic. Și se satură de adică tine nefăcând nimic. Da. Se satură de tu care porți tricouri cu firme. Păi cum s-au săturat, adică presupun că s-au săturat de, cum dracu-l cheamă pe ăla, de se tot dezbrăcat, de, a cântat el cu ăla, de freza dubioasă, cred, și-a implantat. Tristariu? Așa, mă! Dar lumea nu s-a săturat de Tristariu, el a luat-o, a luat-o pe niște căi dubioase. Păi mai stai, se mă. Mai urmărește lumea pe clar nu acum, dar el a luat-o, a făcut niște alegeri proaste. Nu mă refer, Tristariu are o voce de templu la de shit, serios? Ce se aude? Toți un vâjit? Nu, cred că e lipsa de gânduri la noi. Deci, Tristariu chiar are o voce bună. Nu, are ceva. Are ce ceva. Vocea bună? Păi da, aia, aia. Hai, dude, what the fuck, aia e voce. Ia pune-l pe Andreea Bocelli lângă el să auzi tot voce bună. Că n-are treabă. Hai, serio, Tristariu e românul nostru cu voce bună. Băi, da, băi. Pișama păi, Tristariu e privighetoarea României, bă. Cintezoiul nostru. Și cirimi ar pune... Dă-l mă în dar fii atenelul. Bă, dacă te uiți, terminatul. Bă, stai, bă, și ai mă cu mine. Glumesc, îți dai seama, n-am nicio treabă cu tine. Vezi că te urmărește, chiar te urmărești. Chiar te place, vezi că te place. Nu schimbi acum? Ce? Nu. Mă piși. Așa, viat. Deci, chestia deep e în felul următor. Că la un moment dat... Așa.
lumea te lasă. Te lasă. Și rămâi cu tine. Și cu gândurile tale. Și după aia, după aia când rămâi cu tine. Așa. Tu cine ești? Pielea pulii. Înțelegi cât de fi la enciclopedia așa. Și atunci taurul rămăsese singur și realiză că e pielea pulii. Fără follower, fără like-uri. Exact. Când internetul a căzut, ce rămâne din tine decât pielea pulii? Când publicul te aruncă jos, cât de departe cazi? Cât de departe? Dar în jos nu e departe, eu dam fuck. Că nu cazi așa și pleci. Cât de adânc, cât de, de, cât de sus, adânc, cât de, de sus, cât de jos. Asta făcea, mai ții minte, ai făcut cu Teodosiu. Ce mă, nu poți să sap departe? Așa, da, adică așa. Pleci de lângă mine departe și poți zic, uite, sap acolo departe. Da, vezi, prostule, că poți să sap pe o orizont, așa orizontală. Dacă e un pet, dacă e un pet. Da, tunelul poate să fie da, și adânc și lung. Nu poate să fie departe, okay. Dacă e departe nu e aici. Ok, crede-mă că eu... Prostia mea e studiată. Deci fii atent ce am făcut. Bă, fac o mică paranteză. Fii atent, Jador e nu mai foarte rușine de ce am făcut, jur. Era acum, spre, în apărarea mea, ieșisem din carantină, nu băusem nimic de 2 săptămâni. Oh, da, și cum am ieșit din carantină, m-am înfipt într-un șpriț. De erai tu așa nervos ultima dată când am vorbit cu tine. Ce, n-am nimic ca să-mi face. Și m-am băgat fix într-un șpriț. Și acum, la șprițul ăla, vorbeam cu Bucălaie și cu nevastă sa. Și coaie, eram atât de stătut în cap, înțelegi, în interiorul capului, eram atât de stătut, încât informațiile mele s-au amestecat și eu, în beția mea, le-am zis, bă, voi știți că în Africa există o boală rară. Deci, serios, de sunt anumiți oameni care dacă clipesc, li se belește pula? Cred că titlul acestui podcast va fi Nu ar trebui să postăm asta. Deci jur. Deci dacă de... Nu, păi nu e adevărat, e un banc. Deci fii atent cu s-a spart. Eu auzisem un banc cu nepuraș. Eu auzisem un banc cu nepuraș. Și mi-a rămas bancul ăla în cap cu iepurașul. Dar în același timp aveam altceva în cap. Cum că există o boală ciudată la un moment dat, dar nu știu care exact. Înțelegi? S-au amestecat informațiile și în beția mea blenderul de gânduri a scos la iveală, există o boală care atunci când clipești se belește pula. Și, de atent, Bucălaie s-a uitat la mine ca și cum eu acum sunt cel mai prost om din lume. Deci fix în momentul ăsta nu există alt, deci peste tot e regulă. Deci în momentul ăsta omul ăsta e cel mai prost om din lume. Și o să l-am asuc el, ceea ce e mega interesant, înțelegi? Iar soția lui, Dumnezeu să dea multă sănătate, s-a uitat la mine. Când crezut că zici Dumnezeu să o ierte, că după aia n-a mai fost om. N-a vrut să mă facă prost în față și știi cum când te uiți la un copil prost, te zici, așa, dar de ce? Știi? Alexandru a făcut, păi și cum îți explici tu? Și eu am zis, păi se nasc cu mai puțină piele. A, tu ai continuat. Era tare să ajungi să scrii o carte despre cum... Clipitul locului ca la Benjamin Button. The curious cage, curious case of the belit of dick. When you deci, blink. Mesajul you este, blink, you belit. Mesajul este, atunci când te lasă lumea, cât de adânc cazi. Vezi? Cum adânc, chiar adânc. Cum adânc? Adânc, ai zis? Iartă-mă, acum zi-o prost. Așa. M-am luat de la tine, să mă apucam, mi-a dat prostie. Dar nu știi că zicea cred că ai făcut istoria teatrului și tot cu ăla, cu da, ăla, da, așa. Da. Că ăla avea, Dubi, zicea... Tobi. În fine, dă-l în pula. Te ziceam Tobi, îl zicea Cătămi. Un terminat oricum. Unul cei mai prost profesori de la UTC. A făcut cu ăla bătrân, mă. Nu cu ăla cu ciocmă de la de, era la Uniter, nu știu. Nu, i-a făcut la bătrân care vorbea și ea și vorbea nu, Mr. Tobi. Nu n-a vrut. Okay. Și avea el o din asta că în funcție avea o comparație, dar cred că clar nu era lui, a văzut de undeva, că în funcție de cât de important ești, făcea el cu un pix, adică dacă ești un pic important,
când cazi atât. Da. Cu cât cazi de mai sus, e mai mare scandalul, e mai mare bang-ul, e mai mare... Ca oricine, dacă e un rege care moare, ai văzut și tu, mii de oameni și mii. Da. Dacă moare pielea polie... Da. Da, așa e. Păi și așa e. Adică cât de mult ai contat și pentru câți oameni... Da. Că atunci când, pardon, când nu mai ești, eu nu știu de ce tot îmi dau cu din asta. Nici eu nu înțeleg. Din reflex. Dar chestia, filozofia din spatele acestei chestii e felul următor, că atâta timp cât lași treac cu faima și să te, ți-am zis, tu să fii doar eu care sunt faimos, tot al de-am pule, adică nu faci ceva important. Și cu cât îți petreci mai mult timp fiind tu însuți, da, fii real, indiferent dacă te lasă lumea sau nu, tu tot cu tine rămâi. Da, tu ești la fel, da. Exact. Nu, și cumva te crești pe tine, că ăștia investesc acum foarte mult în imaginea lor, de exemplu. Îți seama cât timp petrești tu să investești în imaginea ta și nu în educația ta, nu în cultura ta, nu în spiritul tău, nu în orice. Tu nu mergi pe același deget, același chestie. Nu în aia, nu în aia, nu în aia. Așa se numărăm la țară. Ești și prost, ești și măta proastă. Sunteți o șase doar la unu, la doi. Ia uite. Și apropo de chestia asta, câți oameni din voi, dragi oameni, în care vă uitați, când noi nu vom mai fi, veți zice, bă, unde-s mă? A fost perfect să mă bă. Vreau să ridic. Câți oameni? Doamne ferește. Da. Vreau să fac o mică paranteză. La paranteza de mai demult. La Totoașcă sau la Jador? Nu. După Jador, că zic și cum l-a cunoscut Jador. A, pe doamna aia, cum o... Așa, fii atent. Și-a făcut... Chestia dar cum o cheamă? Nu contează. N-ai voie. N-am voie, zic, da. Dar zi alt nume, dar măcar e ceva cu Floricica Dansoatoare sau nu, ceva de... Nu, nu, e ceva cu parchet. mimează băiatul. O cheamă, fii atent, o cheamă Raluca. Deci Corina, să zicem. Pe ce calci? Pământ. N-am voie zic, așa că e marca registrată. Raluca... Dar n-ai voie, nici tu n-ai voie. Dar eu nu știu, deci n-am... Dar e importanță. Deci dacă zic două cuvinte asociate în puii mei și se pupă să fie... Păi da, și tu nebun. A, știi sucola, care mă? Frunza de coca și... Cola nu știu ce să vă fac ce cola. Frunza de coca și... Dar nu contează. Ideea e următor, că dacă tu vrei să o înjuri pe fata aia, de exemplu, tu trebuie să-i plătești daune. Nu cred că funcționează așa. Așa mi-a zis. Nu cred. Cine, ea? Da. Nu cred. Așa mi-a zis. Serios, pe și atunci toți ăștia care înjură PSD, PNL, STF, UDMR, SRMCT. Da. Ei de ce dracu nu poate să-și facă atât de simplu și să-și marcă înregistrată la PSE, PFTST și să dea amendă la toți care zic muie PSD sau muie PNL sau muie USR sau muie... Păi nu știu. Aia căcat. Nu mă, ia stai dumă. Bă, tâmpitule, vezi nu că... Nu cred! Bă! Nu cred! Eu dacă ar funcționa... Eu sunt sceptic, dacă domnule, ar funcționa, la orice. Tu nu ești real. Sunt sceptic. Vreau să-mi fac o listă... Cu ce? Cu ce nu poate să-mi spună nevastă mea. Și dacă mi le spune, trebuie să-mi dea bani. Înțelegi? Adică, băi, tâmpitule, clar, da, înțelegi? Clar. Prostul familie, etc. Deci, mai da, multe chestii, așa? Pe care, dacă le folosește, plătește, mă, femeie. Mie mi se pare că la cât de des ți le-a zis, trebuie doar să se uite în felul ăla când ți le-a zis și o să înțelegi și tot o să te enerveze. Adică o să faci câte o chestie și o să fie... A, și asta! Și asta, înregistrez asta. Fără... Dar cum înregistrez? Era un sketch foarte tare de la Monty Python când venea unul și zicea cum te cheamă? George. Scuze-mă, cum? George? Cum vine? Și era un sketch foarte drăguț. Căutați-l pe el, mai știu cum se numește. Ce am vrut eu să zic apropo de doamna parchet. Mie mi se pare o tâmpenie asta, sincer. Dom'le, există? Nu zic că nu există. Avea certificat. Dar mă, înțeleg că și eu pot să-mi fac certificat să-ți iei un brand, să iei numele a ceva, dezinfectantul Cici. Nu, o chema Nelu Cortea. Și avea certificat cum că Nelu Cortea este înregistrat ca marcă înregistrată, ca produs.
Deci jur, am văzut eu cu ochii mei. Bine, deci așa a făcut o marcă registrată cu numele ei. Da, da. Ca și cum poți să-ți faci o firmă, să-i zici pielea penisului. Da, sau, da, mă rog, marcă înregistrată. Da, mă, dar poți să-ți faci marcă înregistrată pe orice nume dacă înțeleg, nu-i luat. Înțeleg, înțeleg. E, dar nu cred că nu poți să zici de rău, de, pardon, orice marcă înregistrată dacă ai un motiv. Nu cred, n-are cum să fie. Atunci nimeni n-ar zice nimic. Ai văzut și pe online, fiecare își dă cu părerea. Bă, telefonul ăsta e cam nașpa în puii mei. Și e, să iau de Samsung, de iPhone, păi de toată, da, lumea, da. N-ai cum. Păi da, da, Samsung sau dracu cine mă ia, poate să vină la tine să zică, poți să te dai judecată că e denigrat. Nu, dacă e adevărat ceea, da, ce spui. Dar adevărul e subiectiv, adică adevărul e ce căcat. E adevărul tău contra adevărul lor. Păi da, da, asta e adevărul lor. Adică, serio, așa funcționează judecata. Ce, ești nebun, da, la cap? Da, mă, înțeleg asta, dar dacă aia, de exemplu, e o bagaboantă și am poze cu ea că e bagaboantă și zic, fă, ești bagaboantă, eu, a, firea dracu, zic, e, poate zice că nu, ea poate zice că nu e bagaboantă, că era pur și simplu confortabilă în două, în două penisuri, na. Da, e bagaboantă. Deci vezi, mă, că vezi. Asta că, oricum, vezi că oricum, 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 da, eu vreau, penele, eu vreau, serio, să, deci eu vreau să încurajez doamnele și domnișoarele la vârstă legală. Așa mă enervează, în continuare tot stau și mă gândesc la... știi că orice, dacă ai un prieten, știi, care fute peste tot și tot, da, mamă, da, ce șmechere, da. Și orice domnișoară la vârsta legală sau o doamnă care face asta, o, oh, curva, dracu, da, de... Da, da, așa e. Bă, nu vă mai fie, bă, rușine, bă, 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 doamnelor, nu vă mai fie, mă, bă, dacă eu vreau să vă, serios, vreau să văd și eu o femeie cu poftă de, bă, de, să se uită, bă, pe stradă după ei, să zică, mă, ce, ce, hai să spun o treabă, știi de unde vine chestia asta? Mm. Culmea, tu ești ca telefonul meu, deci tu cred că mi-ai auzit conversațiile de la șprițuri. Fii atent, okay. Vorbeam și ziceam așa, de ce n-are voie, de ce n-are voie? Asta-i mirea după aia cu belly talking, așa. Da, dar se va plăi în aceeași seară, da, în aceeași seară. Deci jur, după ce am trecut peste faptul că cel mai prost om din lume, după aia am vorbit de altceva, care chiar e interesant. De ce femeia nu poate să facă sex cu mai mulți bărbați? Și dacă face, e considerată vagabond. Da, spun de ce. De ce? Pentru că pe vremuri, domnul Nelu. Dar nu mai e pe vremuri, Cătăline. Pe așa a rămas. 2020. Deci pe vremuri, un bărbat, dacă făcea sex cu mai multe femei, așa, el nu rămânea gravidă. Wow! Pe vremuri nu rămânea, dar acum, păi în nu, 2020... Păi nu, mă, nu. Dar dacă o femeie se culca cu mai mulți bărbați, da, rămânea, ea rămânea gravidă și nu mai știa cine-i tatăl copilului și automat, da, erau mulți bastarzi pe planetă. Apropo, ai văzut aia cu Blood of Zeus? Foarte drăguț. E ca Castlevania pe Netflix. A, nu, foarte nu, drăguț, nu, foarte, nu, foarte, nu, drăguț. Nu. Înțelegi? Așa. De asta e. Am înțeles, dar acum nu mai e. Că există mijloace, păi, de... Acum nu mai e, dar așa. Acum poate mai e pe la țară. Pentru că tu, practic, când spuneai că femeia e bagaboantă, o speriai. Înțelegi? Adică era un bun deteriorat. Devenea un bun deteriorat. Dar de ce ți deteriorează... Păi nu, se deteriora, nu se deteriora, așa îi spunea cum ar veni, înțelegi? Pentru că tu nu puteai să rămâi gravidă, asta încă o dată zic. Nu există cazuri, decât Arnold Schwarzenegger într-un film. Da, da. Vezi-mă că s-a operat săracul, ceva ortă, da, ceva, da, nu știu, dar e bine. Și doi la mână, o altă teorie pe care am dezvoltat-o tot la șpriț. Uh-huh. Nu mai, dacă așa n-aș scuze, pasă. Așa, așa, prea curvitul. Prea curvitul, a șaptea regulă, băgată, cum să zic o ție, deci putea să fie așa, lăsați copiii în pace, sau nu tăiați oamenii pe față, sau nu fura calul altuia, sau ce căcaturi n-ați. A, că e... A șaptea poruncă. E poruncă, să nu prea, da, curvești. Să nu prea curvești. Atât, scurt? Da. Da, dar nu zice că e la femei sau la bărbați. Păi nu zice. Aici clar e la bărbați. Aici e clar e la bărbați. E cu direcție la bărbați. Păi da, ce, bărbații nu poate să fie curvă? Nu. Dar stai un pic, asta e traducerea, asta e traducerea în română. Așa e, cum zic. Stai numai un pic. Ten commandments. Dar îți spun de ce există legea. Deci fii atent. Ce? Yeah. Legea e în felul următor, pentru că sunt foarte perspicac. Fii atent, legea e în felul următor. Să nu prea curvești. Prea curvești. De iochis curvești. Aha, dar să nu prea curvești. Deci când s-au adunat la masă și au dat legile, mulți s-au ridicat de la masă și au urâți. Asta e o lege pentru bărbații urâți. Înțelegi? Ca să-i protejeze și pe ei. Pentru că ăia frumoși puteau tot. Înțelegi? Și prea curveau.
Da, da, și, da. Pe, uite, în engleză, de exemplu, e thou shalt not commit adultery. Adultery. Deci, că nu e specie de curvit, e la ambele sexele. Da, înțeleg. Adică numai la noi a fost. După ce s-au trimis legile, după ce au venit ele de pe muntele sac, așa, s-a trimis la toată lumea, înțelegi? Da, s-a trimis e-mail. Și au fost traduse în toate limbile, cum ar veni, știi? Și fiecare că e peste tot felul. Da, ce? A schimbat în funcție de... How to train your dragon. Exact. Dar asta e ideea, că să nu prea curvești e ca să-i protejăm pe aia urâți, înțelegi? Adică, bă, adică lăsați-mă să mai futem și noi. Exact, bă. Mai lăsăm. Adică, ok, să curvești, dar să prea curvești. Adică, tu zici că Biblia însăși susține curvenia. Curvenia, da. Dar nu prea curvenia. Nu prea curvenia. Trebuie să merg mai des. Vedeți? La biserică, fata. Da. Învățăm ceva da. Nou în fiecare zi. Uite, aici, la USP, întotdeauna nu dezamăgim. Pentru că nu e așa, USP e viață. Și câți din voi vor fi triși când noi nu vom mai fi? Și terminăm aici. Și cri. Nimeni. Gata? Nimic. Tu n-ai zis deja, Dor, să mă bată cucu. Ai zis? Eu nu m-am întâlnit în viață. Bine, și ca să mulțumim, dragi oameni buni, ne vedem data viitoare. Nu uitați. Nu uitați. Coborâți-vă așteptările.